Anul ăsta va fi un an bun. Hei, prieteni, e 4 fără un sfert într-un nou an și sper că măcar acum putem să fim de acord că într-un nou deceniu. Deci, în primul rând, la mulți ani, cu întârziere. Sunt în presesiune, îmi pare rău. Oricum, sper să aveți și să avem cu toții un an nou mult, mult mai bun decât 2020. Un an nou fericit și plin de împliniri și timp să facem tot ce ne propunem în 2021 și somn mai mult. Clipul ăsta a devenit deja o tradiție, în sensul în care la începutul fiecărui an ne uităm la tot ce am citit din ianuarie până în decembrie în anul trecut și vă prezint statistici pentru că suntem cu toții niște tocilari aici. Hai să fim serioși. O să vorbim și despre cele mai bune 5 cărți citite în 2020 și despre ce îmi propun să citesc anul ăsta. La începutul anului trecut mi-am dat seama că nu pot pur și simplu să-mi planific lecturile pe o perioadă mai lungă, așa că nu mi-am făcut o listă de titluri pe care voiam să le citesc în 2020, dar mi-am propus să citesc 100 de cărți. N-am reușit să citesc 100 de cărți și doar 97. Așa de aproape. Și asta pentru că am intrat în slump după slump după slump. Încă din vară și am avut săptămâni întregi în care n-am reușit să termin nici măcar o carte și normal că am încercat să ies din stările astea apucându-mă de cărți noi, pe care nu le mai terminam niciodată, lucru care mai tare mă descuraja. Pe scurt, a fost o strategie absolut groaznică. Pe de altă parte, sunt convinsă că unora o să li se pară numărul ăsta foarte mare și da, e un număr mare de cărți, chiar dacă în continuare am o grămadă în bibliotecă la care n-am reușit să ajung, dar în fine, veți vedea în statistici de ce e numărul ăsta așa de mare și cum. Plus că probabil ar trebui să precizez faptul că sunt studentă la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, unde studiez literatură engleză și literatură română, ceea ce înseamnă că avem de citit chiar mai mult decât poate creierașul ăsta să ducă. Adică dacă aș fi citit toate cărțile din bibliografia pentru literatura americană de secol XIX, unde vorbim de cărți, sigur depășeam 100 de cărți oricum. Și în același timp am o grămadă de prieteni pe Goodreads care au citit mult mai mult decât mine, adică vorbim de 150 de cărți și 40.000 de pagini. Ce? Apropo, accept toate cererile de prietenie de pe Goodreads, deci dacă vrei să fim prieteni și să rămâi la curent cu ce citesc, trimite-mi cerere și voi lăsa, ca întotdeauna, linkul în descriere. O să încep cu ce mi-am propus pentru 2021 și chiar nu mi-am dat seama câte cărți aș vrea să citesc în anul ăsta, pentru că după 2020, care a fost o perioadă așa incertă, pur și simplu mi se pare ciudat să îmi propun un număr. De aceeași timp mă ajută să am acolo un program de fiecare dată când intru în aplicație și fac asta aproape zilnic, sincer. Așa că mi-am propus tot 100 de cărți pentru provocarea din anul ăsta. În același timp, dacă văd după o vreme că merge prost, o să mă adaptez și voi schimba pur și simplu numărul. Deci, pe scurt, nu știu, în principiu 100 de cărți, poate mai mult, poate mai puțin. 2021 e anul în care îmi scriu și îmi susțin lucrarea de licență. E anul în care absolv, probabil pe Zoom. De la toamnă mergem la master, dacă totul e ok. Sper să fie ok. Și sper să ne întoarcem la facultate, pentru că, vă jur, nu știu cât mai rezist cu învățământul online. Deci da, 97 de cărți în 2020 și mai exact 18.576 de pagini. Cam așa arată tot ce am citit în 2020. Poate vedeți vreo carte pe care ați citit-o și voi sau ceva ce vreți să citiți. Și apropo, m-am folosit de Goodreads ca să fac rost de toate statisticile pe care urmează să le prezint. E un număr destul de mic pentru 97 de cărți și arată că în medie o carte pe care am citit-o în 2020 a avut numai 191 de pagini. Ca să vă faceți o idee, în 2019 am citit 69 de cărți și 17.312 pagini. Deci o diferență de 28 de cărți și doar vreo 1200 de pagini. În realitate am mai citit pe lângă cărțile astea în jur de 2900 de pagini din toate cărțile pe care le-am început și nu le-am terminat. Și țin să le menționez pentru că sunt multe, iar pe majoritate le-am citit măcar în proporție de 50%. Și cărțile astea ar fi Dimineața pierdută de Gabriela Adameșteanu, Ulise, din care mai am câteva capitole, Ghidul pentru Ulise, Frații Karamazov, pe care vreau să o iau de la început, Amintiri de la Junimea din Iași, În intimitatea secolului 19, pe care deja am reluat-o de la zero acum câteva zile, New Selected Poems de Ted Hughes, de care efectiv am uitat că mă apucasem. Vorbesc serios, deci mă uitam înainte să încep să filmez clipul ăsta prin Kindle și așa am aflat. Collected Poems de Philip Larkin și în sfârșit antologia All the Poems cu toate poemele lui Stevie Smith. Sunt foarte multe poeme, adică e o carte de 900 și ceva de pagini și de asta am și abandonat-o. De pe Kindle am luat numerele astea care lipsesc din statisticile de pe Goodreads sau în unele cărți mi-am lăsat pur și simplu semnele de
de carte, așa că mi-a fost destul de ușor să văd la ce pagină am rămas. Cea mai lungă carte pe care am citit-o a avut 1057 de pagini și este Pe aripile vântului de Margaret Mitchell, pe când cea mai scurtă carte a avut doar, să-ți pregătiți, 17 pagini, fiind vorba de un eseu de Ralph Waldo Emerson, liderul mișcării transcendentaliste în secolul 19 în America. Unii dintre voi ați observat că am citit foarte multe cărți în ultima săptămână din an, iar în legătură cu asta vreau doar să zic că n-a fost un simplu act disperat ca să ajung la cele 100 de cărți pe care mi le-am propus la începutul anului, ci și un act disperat să recuperez niște lecturi pentru cursul de literatură americană. Deci vă rog, nu mă judecați. La începutul anului 2020 mi-am propus să o las mai moale cu cumpărăturile impulsive când vine vorba de cărți, pentru că efectiv nu mai am loc. Și am promis că voi ține evidența tuturor cărților cumpărate în 2020, așa că asta am făcut. Deci pot să vă spun că am cheltuit din buzunarul meu propriu, spre mirarea mea, doar 853 de lei pe cărți, ceea ce înseamnă în jur de 71 de lei pe lună, deci, nu știu, cam 2, poate 3 cărți cumpărate în fiecare lună. N-am pus la socoteală, evident, cărțile pe care le-am primit cadou de la prieteni, de la părinți, librării, edituri, scriitori sau cărți pe care le-am luat folosind vouchere, orice cărți pe care n-am dat eu personal bani. Am cumpărat 29 de cărți în 2020, iar 21 dintre ele le-am citit de cum le-am cumpărat, ceea ce înseamnă că n-am mai cumpărat impulsiv, cred, sau cel puțin nu cum obișnuiam să o fac. Dar înseamnă și că am citit mult mai multe cărți în format electronic, pe care nu le-am downloadat ilegal sau... Nu mai contează. Mai exact, în 2020 am citit 57 de cărți pe hârtie, în format fizic, dar 40 de cărți în format electronic și doar 3 au fost împrumutate de la bibliotecă. În anii trecuți am folosit biblioteca destul de des, dar în 2020 n-a fost să fie. Dacă ne uităm la genul cărților apoi, se pare că am citit 45 de volume de poezie. Wow, știu! 39 de cărți de beletristică, deci ficțiune, și 13 cărți de non-ficțiune. Cred că niciun an n-am mai citit atâta poezie și așa se și explică media de 191 de pagini, dar sincer nu-mi pare rău pentru că am citit poezie așa bună în anul care a trecut. Ok, zic să disecăm întâi beletristica. În 2020 am citit 35 de romane, care eu număr chiar ok dacă stau să mă gândesc, dar numai 2 piese de teatru și 2 povestiri scurte. Pe partea de non-ficțiune am citit 7 cărți de eseistică, deci fie eseuri, fie colecții de eseuri, 2 cărți de teorie literară, rară, 2 jurnale, o colecție de scrisori dintre Rilke și tânărul poet Franz Kapus și o carte de știință. Asta fiind, suntem îndeajuns de inteligenți pentru a înțelege inteligența animalelor. Pe lângă genul cărților, îmi place foarte mult să mă uit la genul autorilor și să văd în ce măsură am reușit să mă bat de la canonul bărbaților albi morți. Se pare că în 2020 am reușit să citesc 37 de cărți scrise de femei și 60 de cărți scrise de bărbați. 38% femei și 62% bărbați. Stăm un pic mai bine decât anul trecut cu diversitatea și adevărul e că am reușit să organizez împreună cu Bibliomaniac un maraton dedicat cărților clasice scrise de autori diversi, adică autori de culoare, autori LGBT sau femei. Și ăla încă e unul din clipurile mele preferate, deci o să las link aici. Dar mi-ar plăcea să citesc și mai divers în 2021, pentru că sunt atâtea cărți de descoperit în afara literaturii occidentale. În 2020 mi-am făcut un raft dedicat autorilor diversi în care o să adaug cărți pe care vreau să le citesc sau pe care le-am citit, deci fiți cu ochii pe el dacă vreți și voi să citiți mai divers în 2021. Și mai multe statistici. La fel ca anul trecut o să ne uităm și la limba originală în care au fost scrise cărțile pe care le-am citit și lucrurile arată cam așa. 49 dintre cărțile pe care le-am citit au fost scrise în limba română, 38 în engleză, 4 în franceză, 2 în germană, 1 în japoneză, 1 în polonă, 1 în rusă și 1 în greacă veche, fiind vorba de... Nu-l găsesc, dar e vorba de volumul ăsta de poezie. Un volum superb, din antichitate, scris de o femeie, pe care l-am citit și despre care am vorbit mai multe în vlogul ăsta. Eu pot să citesc doar în română și în engleză, din păcate, deci ce a fost scris în română am citit în limba română, ce a fost scris în engleză am citit în principiu în limba engleză, iar în rest am citit traducerile fie în engleză, fie în română. Pe unii autori insist să-i citesc
citesc exclusiv traduși în limba engleză, cum e cazul lui Murakami, pentru că traducerea în română nu mă mulțumește, mi se pare inadecvată, pur și simplu. Pe când pe autori ca Hermann Hesse sau Dostoevski o să-i citesc în română, pentru că avem niște traduceri foarte bune. Și în sfârșit, înainte să trecem la evaluarea cărților pe care le-am citit în 2020, aș vrea să ne mai uităm la secolul în care au fost scrise cărțile. Se pare că am citit 45 de cărți scrise în secolul 21, 39 de cărți scrise în secolul 20, 12 scrise în secolul 19, una scrisă în antichitate și atât. Anii trecuți pot să zic că citeam mult mai divers din punctul ăsta de vedere, probabil pentru că am avansat cu materia la facultate și am studiat mai mult literatură de secolul 19 sau secolul 20, dar o să remediem problema asta pentru că îmi place foarte mult Shakespeare și tocmai am terminat o piesă scrisă de el și de fapt glumesc, nu e o problemă și chiar mă bucur că am apucat să citesc mai mulți contemporani pentru că ei au nevoie de toată susținerea noastră și nu autorii care au murit acum 300 de ani. Acum hai să vedem dacă mi-a și plăcut ce am citit în 2020. În ultima perioadă am citit câteva cărți cărora nu m-am simțit confortabil să le acord o notă pe Goodreads de la 1 la 5 și cred că o să tot apară astfel de situații pentru că de multe ori nu sunt neapărat de acord cu punctul de vedere al autorului într-un eseu sau o carte care să nu mă impresioneze în mod deosebit, dar căreia pot să-i recunosc importanța în istoria literaturii, etc. etc. Deci sunt pur și simplu multe criterii care nu încap în sistemul ăla de notare și în același timp de multe ori notez cărțile bazat pe o experiență extrem de subiectivă pe care am avut-o eu citind cartea respectivă într-un moment al vieții și asta nu înseamnă că dacă i-am acordat acum 2 stele, peste 2 ani dacă o recitesc nu o să-i acord 5 stele. Deci nu o să insist foarte mult asupra notelor pe care le-am acordat în 2020 pe Goodreads, dar în principiu media ar fi pe la 3,4 stele din 5. Ceea ce nu e mult, dar nu e nici puțin. E mai puțin decât anul trecut, cu toate că anul ăsta mi se pare că am citit câteva cărți, puține la număr, dar cărți care chiar m-au impresionat și cred că o să rămână cu mine mult timp după 2020, când în anii trecuți am citit mai puține cărți de felul ăsta. Deci poate pur și simplu am fost mai strictă și ca să vă faceți o idee, foarte rar spre niciodată acord o stea unei cărți și 2 stele deja înseamnă că mi-a displăcut. Deci o carte de 3 stele e o carte... E ok, nu e extraordinară, dar din nou raportându-mă la ce am mai citit eu și poate mai puțin la impactul pe care a avut-o în istorie. Deci e complicat, de aia nici nu insist. În schimb, vreau să vorbim despre cărțile mele preferate din 2020. Am 2 categorii aici și pentru prima a trebuit să aleg doar 5 titluri din toate cărțile de ficțiune și non-ficțiune pe care le-am citit, ceea ce chiar n-a fost ușor, dar ok, o să încerc. Pe locul 5 ar fi... Problema românească, o analiză a rasismului românesc, volum coordonat de Oana Dorobanțu și Carmen Gheorghe. Nu cred că e o surpriză pentru nimeni, am vorbit despre cartea asta în cel puțin 3 clipuri cu diverse ocazii. Cartea asta a ieșit în decembrie 2019 și din câte am observat, nu prea se mai găsește pe site-ul librăriilor online, ceea ce înseamnă că s-a cumpărat și mă bucur foarte tare. Sper să o reediteze curând și să ajungă la cât mai mulți oameni, pentru că evident nevoia există. E vorba de o colecție de eseuri scrise de autori de etnie romă și nu numai. Eseurile sunt foarte diverse și variază de la articole academice care explorează perpetuarea stereotipurilor în istoria artei românești sau propagarea rasismului în mediul online și până la experiențe personale, pur și simplu. E nevoie de cartea asta pentru că românii spun ah, nu, cum să fiu rasist? Doamne ferește! Și fix aceiași români care adoptă o poziție defensivă de fiecare dată când sunt acuzați de rasism, în loc să facă un pas înapoi, o să spună că ar fi de acord cu măsuri care să controleze creșterea populației rome. În fine, orice aș spune despre cartea asta nu i-ar face dreptate, deci dacă reușiți să puneți mâna pe ea, știți ce să faceți, e foarte bună și foarte necesară, deci top 5 din 2020. Apoi, pe locul 4 în topul cărților preferate este... Poartă-ți plugul peste oasele morților de Olga Tokarczuk. Cartea asta am citit-o recent și, sincer, n-aveam niciun fel de așteptări. Adică știam de ceva timp că Olga Tokarczuk, scriitoare poloneză, a obținut premiul Nobel în 2019, dar mi s-a întâmplat de mai multe ori să citesc cărți scrise de autori premiați cu Nobel și să fiu dezamăgită, deci chiar n-a fost o prioritate. Dar mi-a plăcut așa de mult după o perioadă de câteva luni în care nu mai citisem proză bună deloc sau proză pentru mine, pur și simplu, deci nu pentru facultate.
date. Iar în cartea asta urmărim pe Janina, o femeie de peste 60 de ani care e și naratoarea poveștii și care locuiește într-un sătuc din apropierea graniței cu Cehia. De ce o deosebește pe Janina de alți oameni e, în primul rând, iubirea ei absolută față de natură și animale, pe care cei mai mulți din jurul ei nu înțeleg și de asta o și consideră nebună, dar o mai fac specială și pasiunea ei pentru astrologie și pentru Blake, pe care îi place să-l și traducă în timpul liber, ea fiind o profesoară de limba engleză pensionată. Și de altfel și titlul cărții provine dintr-un vers de-al lui William Blake din The Marriage of Heaven and Hell. Deci, ca pe orice iubitor de animale, o problemă care o preocupă pe Janina în mod special e vânătoarea, pe care încearcă să o combată prin plângeri la poliție, dar normal că e trimis acasă de fiecare dată, așa că nu prea are ce să facă, până când într-o zi află că unul dintre vecinii ei, care era și vânător, moare după ce se necase cu un os și e absolut convinsă că animalele au început să se răscoale și că ele au comis de fapt crima. Și într-adevăr, tot mai mulți vânători din sat mor în circumstanțe dubioase și doar Janina știe adevărul, doar că nu ascultă nimeni și cam asta ar fi începutul cărții. E considerat o carte polițistă, dar de fapt e mult mai mult decât atât și mi se pare că autoarea nici măcar nu încearcă să scrie un roman polițist ala Agatha Christie cu multe răsturnări de situație și mister. Nu. Toate că nu o să vrei să o lași din mână și chiar te prinde acțiunea. Adică eu am stat trează într-o noapte până pe la 3-4 ca să termin, dar zice că discursul militant combinat cu limbajul poetic îi dau forță romanului. Și exact din motivul ăsta mi-am subliniat ceva citate care mi-au plăcut. Și ca idee, cu toate că citesc destul de mult în engleză și câteodată prefer traducerile în limba engleză, pot să confirm fără niciun dubiu că traducerea publicată la Polirom e foarte, foarte bună și chiar vă îndemn să-i dați o șansă. Pe locul 3 avem o carte pe care am citit-o prin martie sau aprilie și chiar mi se pare o bijuterie a literaturii române de data asta. Și e vorba, desigur, de Zenobia de Gelu Naum. Ăsta nu-i tocmai un roman obișnuit, ba chiar e un antiroman sau un roman suprarealist în care nu avem neapărat o acțiune cronologică sau evoluția personajelor, dar e pur și simplu o carte la granița dintre proză și poezie, lucru la care multă lume probabil ar fi reticentă și așa am fost și eu, în principiu pentru că deja citisem poemele lui Gelu Naum și dintr-un motiv sau altul mă lăsaseră rece, dar apoi am încercat Zenobia și nu știam în ce mă bag, dar m-am băgat în mlaștină cu Gelu și Zenobia și din nou n-am putut să mă desprind de carte, așa că am citit-o dintr-un foc în câteva ore. Fiind un roman suprarealist, e clar că o interpretare realistă nu și-are locul, fiindcă pentru Gelu Naum, scriitorul, realitatea e mult mai mult decât ce vedem cu ochiul liber sau cum spunea doamna Simona Popescu, ochiul neliber. Și realitatea cotidiană nu-i pentru Naum decât un obstacol în calea atingerii stării poetice. Deci, practic, ce trebuie să știi despre cartea asta e că dă pe afară de poezie. Naratorul romanului e chiar Naum, poetul, care devine personaj. Și știi că atunci când naratorul devine personaj, normal că o să iasă o demență, în cel mai bun sens al cuvântului. Epic vorbind, avem, deci, un poet, o avem și pe Zenobia, pe care el întâlnește întâmplător într-o casă, în Mlaștin, și își dă seama că o iubește neînchipuit de mult, încă de dinainte să o cunoască. Apoi mai avem un personaj foarte ciudat pe care doar ei îl pot vedea, un bătrân pe care îl poartă după ei peste tot și practic devine o parte importantă a relației lor. Și e mort, dar e și viu. E complicat. Și mai departe, totul e poezie, chiar dacă naratorul Naum se autoproclamă un marginal și respinge literaturizarea, să zicem așa. Dar nu de literatură e vorba și nici de cuvinte. Puțin mă interesează și literatura și cuvintele, de aceea n-aș folosi cuvântul sensibilitate și nici vreo altă tâmpenie. Pentru că acum îmi vine minte un cuvânt în limba curdă sau în altă limbă, dracu știe de unde îmi vine, dar îmi vine. Dar ce vă spun eu e pur adevăr. Câteodată mă aflu într-o stare din care vreau să comunic ceva și atunci, pac, vin cuvintele. Iar starea aceea, dacă mă las furat de ele, se duce dracului și dumneavoastră abia atunci vă place, fiindcă începeți să recunoașteți în cuvintele mele ceva bine știut, pe când mie încă de la naștere mi-a intrat în cap că am de comunicat lucruri uitate, undeva unde sensibilitatea mea ar putea întâlni marea sensibilitatea generală pierdută pe drum. Vă rog să mă scuzați că folosesc cuvântul sensibilitate. Îmi vine să plâng de necaz, fiindcă e vorba de cu totul altceva. Te va scoate din zona de confort și e mai ales un roman greu de explicat și de înțeles în sens rațional. Dincolo de, nu știu, încadrarea
ținerea în curent și recunoașterea trăsăturilor suprarealiste. Dar până la urmă, dacă citești articolul și interviul despre relația lui Gelu Naum cu Ligia, soția lui, adică Zenobia din realitate, o să înțelegi că tot ce scrie aici e de fapt extrem de real. Ce-mi place probabil cel mai mult la cartea asta e faptul că reușește să exprime așa idei fără niciun bullshit. Și am ajuns deja la locul 2. Deci, pe locul 2 avem prima carte pe care am citit-o de la Murakami și nu m-a dezamăgit, cu toate că aveam așteptări destul de mari, fiind vorba de Kafka pe malul mării. Sincer, nu știu ce am păzit atâta timp fără proza lui Murakami și mi-a plăcut așa de mult că mi-am cumpărat și Cronica Păsării Arc sau The Wind Bird Chronicle, cum e tradus în engleză, și da, de-abia aștept să ajung la ea. Am zis în trecut că nu e o carte care să te ajute să descoperi cultura japoneză, pentru că abundă în elemente și simboluri vestice. În primul rând, pe protagonist îl cheamă Kafka, ok? Dar m-am tot gândit și cred că fix de asta e o carte foarte relevantă pentru cultura contemporană japoneză și în special pentru modul profund traumatic în care Japonia și-a însușit identitatea culturală occidentală ca să devină un fel de occident al Asiei. Pe de altă parte, sigur că puteți să citiți cartea asta pur și simplu pentru poveste sau pentru scrisul lui Murakami, fără să o priviți din tot felul de unghiuri și să încercați să găsiți explicații pentru orice, cum fac eu, pentru că unele întâmplări din cartea asta chiar nu au o simplă explicație și de asta îi și spune realism magic. Romanul urmărește două fire narrative. Pe de-o parte îl avem pe Kafka Tamura, un băiat de 15 ani care fuge de acasă chiar de ziua lui ca să-și caute mama și sora dispărute încă din copilărie, mă rog, dispărute, au plecat practic, deci nici măcar nu-și amintește fețele lor. Și pe de altă parte aflăm și povestea lui Nakata, un tip sexagenar care își pierde abilitatea să citească și toate amintirile în urma unei boli care le afectează în copilărie, în timpul celui de-al doilea război mondial. Tipul ăsta poate să vorbească cu pisicile, ceea ce deja mi se pare un skill mult peste alfabetism, dar mă rog. Și da, aparent, personajele astea două par să n-aibă absolut nicio legătură, dar bineînțeles, amândoi sunt niște indivizi înstrăinați de societatea postmodernă în care trăiesc și evident încă din primele pagini că cei doi se vor întâlni și că momentul întâlnirii lor o să fie un mare boom. Cartea e un fel de rescriere a mitului lui Oedip. Și motiv important pentru care Kafka fuge de acasă e faptul că tatăl lui a prezis că se va culca atât cu mama cât și cu sora lui și că la un moment dat va ajunge să-și ucidă tatăl. Și pe tot parcursul romanului, Kafka e bântuit de ideea asta că profeția se va adeveri. Dar la povestea asta se adaugă o grămadă de straturi și mi-a plăcut cartea din multe puncte de vedere. Adică e clar că te face să gândești și nu-ți oferă pe tavă explicații. Și eu chiar mă gândesc destul de des la ea, cu toate că am citit-o acum mai bine de jumătate de an, cred. Dar și acțiunea e foarte bine construită, plus că stilul lui Murakami în sine, chiar și așa în traducere, e absolut superb. Adică orice pasaj luat la întâmplare, poate să zică orice, dar felul în care o spune e... e altceva. Ok, locul întâi nu o să mire pe nimeni, din nou, sunt absolut convinsă și mi-am dat seama când făceam topul ăsta că toate romanele despre care am vorbit până acum au câteva elemente în comun. De exemplu, toate au o ciudățenie care le și dă, de fapt, farmecul și toate au elemente specifice realismului magic, gen de care se pare că sunt absolut îndrăgostită și înainte să întrebați, nu, încă nu l-am citit pe Marquez, dar tocmai mi-a sosit dragostea în vremea holerei, deci lucrez la asta. Dar cartea cea mai bună pe care am citit-o în 2020 trebuie să fie... ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, de Alina Nelega. Hai că știați! De ce ocupă cartea asta primul loc și nu alta din top? În cazul celorlalte cărți mi-a fost mult mai ușor să găsesc elemente care nu mi-au plăcut, puncte slabe, lucruri pe care le-aș fi schimbat. Am scris despre ea că e una dintre cele mai bune cărți pe care le-am citit vreodată și n-am mințit. Știu că am spus asta și despre Zenobia, care acum e pe locul 3, dar mă bucur pentru că până la urmă 2020 n-a fost un an așa rău, măcar din punctul ăsta de vedere. De data asta avem o poveste dureros de realistă, plasată în România comunistă și acțiunea se desfășoară între 1979 și 1989, chiar înainte de Revoluție. Și ce o face totuși diferită de alte cărți plasate în aceeași perioadă trebuie să fie protagonista. Cristina se îndrăgostește de colega ei de clasă în ultimul an de liceu și, de ce să mint, cred că România anilor 80 nu e tocmai cel mai bun loc sau timp în care să ai un partener de același sex. Și de aici pornește romanul, dar Cristina și colega ei se îndepărtează
studiază după terminarea liceului, ea merge la litere, iar colega ei la actorie, dar nu cu puține sacrificii, atâta zic. Și mai departe, în decursul celor 10 ani, vedem cum, în ciuda vieților lor extrem de bogate și chiar se întâmplă multe, adică are aproape 400 de pagini cartea asta, ce rămâne e mereu dragostea lor una pentru cealaltă, chiar dacă nu-și vorbesc cu lunile sau cu anii, chiar dacă intră în relații romantice cu alți oameni sau fac copii sau se chinuie pur și simplu să pună pâine pe masă în anii 80, nu se uită în niciun moment și e absolut minunat. Feminitatea e o temă centrală, în ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, pentru că vorbește despre nenumăratele abuzuri sexuale care aveau loc în perioada comunistă, despre controlul statului asupra corpului femeii sau despre copii crescuți fără tată în condiții mizere, inclusiv despre meseria de scriitoare în România comunistă și bineînțeles despre homosexualitatea feminină și cum era să fii lesbiană în comunism. Oricum era nașpa să fii femeie, dar dacă mai ești și lesbiană, baftă fata mea! Mi se pare un roman ireproșabil, în primul rând din punct de vedere stilistic. Aici merită să menționez, cred că e un roman foarte teatral, cu o grămadă de monologe interioare libere pe care le-am tot subliniat în cartea asta. E foarte, foarte bun și în ceea ce privește construcția personajelor. Recunosc că m-a atras și tema, deci, pe scurt, mi-e foarte greu să mă hotărăsc ce îmi place mai mult. Chiar mi-e dor de ea și mi s-a întâmplat de multe ori să recitesc pasajele pe care le-am subliniat. Ok, și pentru că n-am căpat în top, dar chiar mi s-a părut o carte bună și cred că merită să o citiți și voi, am și o mențiune. Și asta ar fi Însemnări din subterană de Dostoevski. Am citit-o acum pe final de an și mi s-a părut o carte foarte inteligentă, fără să fie totuși complicată, în sensul în care mi se pare că lui Dostoevski place să-și expună argumentele preferate prin intermediul unor personaje absolut detestabile, așa că nu mai știi care e totuși poziția lui în toată treaba asta și se joacă un pic cu mintea ta. E o carte foarte bună, în primul rând pentru că anticipă atitudinea modernistă față de ideea de progres, de exemplu, și față de epoca rațiunii. Și în al doilea rând, protagonistul cred că e unul dintre primii, dacă nu cumva primul anti-erou din literatură. A fost publicată în 1864 ca idee și cartea asta oferă un excelent exemplu pentru cât de bine cunoștea Dostoevski psihologia individului și pentru cât de bine poate să construiască un personaj așa contradictoriu, insuportabil, dar în care inevitabil o să te regăsești și o să te urăști pentru asta, pentru că n-ar trebui. În plus, pentru care sub 200 de pagini mi se pare o carte ideală pentru cineva care e curios de stilul lui Dostoevski, dar nu se simte pregătit pentru un roman de 600, 700, 800 de pagini. Și în sfârșit am ajuns la cea de-a doua categorie și ultima, care e, bineînțeles, poezia. Nu puteam să citesc totuși 45 de volume și să nu aibă poezia, categoria e separată. Aici chiar nu pot să fac un top, dar o să spun, în ordinea în care le-am citit, 5 cele mai dragi volume pe care le-am descoperit în 2020. Industria liniștirii adulților, de Anastasia Gavrilovici, Instalația, de Alex Vasieș, Saturn, zeul, de Olga Ștefan, Sputnik în grădină, de Gabi Eftimie și Bioșaria, ritual ecolatru, de Mihoc Tamaș, singura pe care o am acum în format fizic. Pe majoritatea poeților răstora i-am și descoperit în 2020 și au devenit unii dintre poeții mei preferați din toate timpurile. Deci, cum spuneam, din punctul ăsta de vedere, măcar 2020 a fost un an super ok. Poezie frumoasă, îmi place. Altfel, eu sper să fiu cât mai activă în 2021 și oricum vă țin la curent cu lucrarea mea de licență. Sper să mai organizăm maratoane de citit cât de curând. Știu că le-am neglijat în ultima vreme și regret, dar oricum sunt super entuziasmată pentru tot ce urmează și mă bucur foarte tare că vă am alături și mulțumesc! Vă invit să-mi spuneți în comentarii cărțile voastre preferate din 2020, chiar sunt tare curioasă cum o să arate și dacă ar apărea unele titluri de mai multe ori și care ar fi titlurile alea. Vă invit să mă urmăriți pe Instagram dacă nu o faceți deja, pentru că acolo postez mult mai des decât aici. Până data viitoare, aveți mare grijă de voi și spor la citit în 2021!